Portarul Robinson Zapata. Mendoza își așează mingea pentru o centrare spre colțul lung, acolo este Pepe Moreno. Din nou ezitarea defensivei formației din... Au anticipat greșit, foarte bună centrarea lui Mendoza. E adevărat greu pentru Pepe Moreno să ajungă la această minge, dacă ar fi fost ceva mai... Șutul lui Tică, pe lângă poartă, cer corner seliștii, poartă Steaua. În toate celelalte trei variante, cifra 0. Dacia Mirveni n-a șutat nici măcar spre poartă, dar în continuare folosește tot mai mult fotbaliștii echipei din Mioveni. Golanski cu stângul reușește primul șut, poate pe spate. Sunt dificultate pe Stanca, iată reluarea. Dacarin încearcă o trecere în forță pe lângă Claudiu Ionescu, izolat undeva în colțul terenului. Pierde fundașul stânga al Stelei, reușește centrarea Petre Marin, după o greșeală, bară! Ce ocazie au... Centrare spre Goian, gol! Primul gol al lui Goian în campionat, iar faptul că Steaua înscrie dintr-o fază fixă nu mai este nicio noutate. minutul în care Steaua reușește să deschidă scorul prin Goian. La prima sa reușită în acest campionat, după ce Goian a marcat goluri importante pentru Steaua, dar gazonul ud a făcut ca mingea să ajungă mult mai repede la portarul Zapata. Pepe Moreno scapă din marcaj, gol! Pepe Moreno, mai bine plasat decât Mihai Olteanu, înscrie pentru a treia oară consecutiv pentru Steaua. O șansă pentru portarul Răzvan Stanca. Petre Marin șutează cu dreptul. Petre Marin, traiectorie ciudată într-adevăr,